zala, dragii mei stupari. Ia că Maria asta e un stup cu doi care deci m-au puiet și așa. Știi cum? Puietul arde foarte puțin, nu-i mult. Asta e un stup cu doi. Asta nu a fost rănit nici de cum din august. Cum l-am chicit, așa a rămas. Tot văd de la stupari pe internet că spun, mă, o ajuns cuibul deasupra, dă-i, nu mă pune în pogașe că nu mai iau miere. El dacă are cum trebuie miere și împărțită cum trebuie, cu toate că o ieși deasupra, nu-i bai nimica. Fâncă cuibul și că o ieșit deasupra de rame, dacă are la margine. El se duce la margine, vine de dăluntru. Numai spun supare puda, numai ce se întâmplă? Că albina nu părăsește puietul și atunci cu mierea la de mor. De aici ai tot baiul, că și când se strânge cuibul bine și mai se rănește peste iarnă, atunci nu tot trebuie să-l țângi cu hrană deasupra. Că el tare în vreme începe să oaua mata și să facă puiet și atunci nu se mai duce. Dar dacă e cuibul lăsat așa natural, cum e al lui, ia că uite și aici, alt stup cu doi, uite. Uite, el o mânca până sus, dar are aici. El acum vine în coaș, dar uite că nu-i puietul. Ia că aici a început acum să depună puțin. Și așa că el numai vine până au ajuns aici, o făcut la mijloc și o făcut de prinde și din coroniță de aici. Și nu-i bai absolut nimic, uite. Ia că ăsta e un ram mai gol și uite ce aici, dar el e legat, albina ajunge și plus printre butori ajunge și la ramele dincolo și la ramele de aici, de care. Și ăsta e un stup așa de deasupra. Uite, ăsta e un ram negru și îi undeva către, dar încă nu începem matca. Și acum ce fac eu acum aici în el? Caut un ram de-ai mai plin cu miere și îl aduc mai către mijloc de cuib ca să dureze mai 10 zile sau mai cât până nu încep să rănesc. Că dacă să nu vine frig sau ceva și îl pun aici, îl strâng, și Mări, când am vorbit despre, într-un film, înainte, tot am spus să aibă multă miere în ladă și ca să țină microclimă. Dar acum, ce e aia microclimă în ladă? Ce e microclimă să țină el? Cât e mai multă miere în lată, cu atâta variația de temperatură nu-i așa, nu se ridică așa când se încălzește afară, de exemplu. Când se încălzește afară la 15, în coșniță nu se ridică brusc temperatura ca și cum ar fi la lățile unde nu-i miere.
Și atunci e mult mai în lege. Nu începe matca la o oată așa de iuce. Și asta e un mare secret. Să nu înșeapă matca, să înșeapă cât se poate mai târziu. Și cine face asta miere în ladă? Cu cât e multă miere în ladă, variația nu e așa și albinile sunt mult mai liniștice. Nu mâncă miere, nu nimic. Dar așa când îi cuibul strâns, mai ales n-are miere, numai pogași acolo o țără, cât e, acolo cuibul tot e în temperaturi mari. Și alea mint un albine și zboară afară. Când o țără s-o încălzit, ceva mint un ias afară, pentru că tot ce bunduzece. Nu-s liniștice, să spun. Acum, Mării, eu nu pas știu așa să explic, numai cred că stuparii mă înțeleg ce vreau să spun. Acum, Mări, eu nu caut pre nimeni să convin că numai eu lucru bine și aelant nu lucră, înțelegi? Toți lucră cum ei vreau și cum eu nu mă... Numai dacă îi să se lucre așa cum trebuie, atunci îi... Ce îi? Să fii stupar. Nu înseamnă să fie un an, doi, trei și patru și pe urmă să nu mai fii. Stuparii trebuie să fii până la urmă. Eu niciodată n-am riscat cu stupi. Eu totdeauna am mers pre mai puțin, dar pre lucru sigur. Nu ca să nu mă dau scot și pe urmă mi-s gata în 2-3 ani. Anul ăsta n-am avut nicio pierdere, cu toate că unul la numărul 14 l-a mirosat că e fără matcă, dar văd eu acum în niște zile să vigem din ăștia și am cu doi să-i pun. Mări, anul trecut, în cât dată am început cu lucrarea asta și eu lucru acum? În cât am pus pogașa? Pogașa am pus-o în primul martie. În primul martie? Da. Bun. De la 10 până la 4 după amiază. La tot stup. Și atunci, din 20 martie, am început cu rănitul la albine. 12 litri de apă. Eu când am început, Mări, e uite, ăsta că a fost, Mări, vezi asta de la Trieste, asta mi s-a prins aici, nu le-am, uite, Mări, că a fost ram mai închis la culoare, uite că nu l-or așa stricat. Nu-i fălește nimica. Ce îi? Cu asta îmi place, cu ramul ăsta. Și iacă astăzi e în 24. 25. Azi în 25. La 11 până la 2. Eu gândesc că până la 3 un fârtar, la 4 nis gata cu tot stupi. Înseamnă că mult mai iuce ani eu mers așa. Uite asta, Mării, aici, lemnul ăsta, că l-am fiert, i-am dat cu oloi fiert, uite că nu se mucegăiește absolut nici de cum și nu prinde apa. Dar știi și am mai auzit, și mai bună soluție pentru lățile ale tăstupi ale noi, pentru colectoarele de polen, să nu se fărbuie și să nu prindă ploaia și să nu putrezească niciodată. Până noi să dau cu șeară fiartă. Să fierbe șeara și atunci Mării să dă lemn și când o
când o tras lemnul, șara aia, absolut nu mai... Nu știu cât de fain arată lățile alea după niște ani, dar e tare bun să se dea aia o idee bună la lățile ale noi înuntru, cu șară topită. Șara am văzut-o la un stupar mare profesionist din România, acum sâmbătă la predări, mărim, aduci două bâce de-alea. Și am văzut colectorul de polen muiat în șară fiartă. O arăta destul de fain și de bine. Acum, mări, când am început anul trecut cu rănitul cu sirop în... În 20 martie. În 20. E, anul ăsta vreau să... Și mai în vreme o seară. Acum nu știu cam când, numai cred că pot mai în vreme, din cauza că am văzut și astăzi albină care o a dus polen. Ia că mări și aici un stup cu doi. Aici s-o cam umflat. Uite, de ce îi pun eu asta și pun prefund lezonitul ăsta? Totdeauna la lezonit, cred că fumul m-a rămas acolo, mă lasă. Totdeauna la lezonit, apa, să nu-mi putrezească fundul la lată. Uite, uite cum a făcut aici mucegai. Înseamnă că ăsta trage toată apa și pică jos și nu putrezește fundul așa de iuce la labe.